Doamnă Ciobanu. Domnule președinte al Parlamentului Candu, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră credeți în cele ce ați spus în declarația dumneavoastră? Cum poate fi modernizat un stat care este capturat? Da, stimată doamnă, cred în declarația pe care am prezentat-o. Cred cu desăvârșire și consider că acei colegi care au avut în ceasul al 12-lea interesul țării ca prioritate față de interesele personale și de partid și care au, s-au sacrificat într-o oarecare măsură printr-o formare a majorității și care au stat aici în ziua de 20 ianuarie și au votat acel guvern și care și-au asumat guvernarea, sunt cei care cu adevărat își iubesc țara și nu cei care au pus mai presus interesele de partid sau interesele proprii sau interesele de grup. Da, cred cu desăvârșire. Și da, cred că precedentele guvernări au făcut foarte multe greșeli. Și vă mai spun, doamna Cioban, că în mare parte greșelile făcute de guvernare s-au axat anume din cauza acestor dezbateri, inclusiv în coaliții, pentru luptă nesănătoasă, pentru concurență nesănătoasă, pentru că coalițiile precedente au greșit atunci când au considerat că o guvernare bună înseamnă să se implice foarte mult în instituții și în împărțiri de domenii de responsabilitate și asumări, inclusiv participând și dumneavoastră la acea guvernare, așa cum a participat și eu. N-o să ezit niciodată să-mi asum și greșelile personale, fiindcă atunci când puteam să zic un nu mai tare, n-am făcut-o. Lucru care ar trebui și dumneavoastră să învățați din aceleași lecții. Și da, vă mai răspund încă o dată. Da, cred în această declarație. Da, cred că acest Parlament, aceste instituții ale statului și Republica Moldova au dreptul la o altă șansă.